Hei, salutare toată lumea și bine am găsit la un episod de Minecraft Survival, seria noastră, ca de obicei. Hai să continuăm. Deci am un pic de frame drops. Era clar de ce. Deci vreau să continuăm această serie, deoarece văd că deja merge, adică episodul 20, avem multe chestii făcute, deci o să continuăm până nu mai putem. Deci în acest episod vreau să mai vedem ce mai avem de făcut, să mai facem ordine, să mai facem să scăpăm din chestiile astea, adică să mai acoperim pe aici, așa, să arate frumos, așa, să nu se observe. Deci, și știți ce mai vreau să fac? Aici avem o cameră pentru electronice, dar aici jos vreau să... Ia să am toalețe perfect. Asta cred că e fântâna arteziană. Deci, vreau să fac o cameră foarte secretă, unde să fac ca un fel de baie, adică să facem baie acolo sau chestii de genul. Sună cam ciudat, dar cred că aici va fi vana mea. Noua mea vană. Da. Era ca un fel de vană sau mai aș avea eu o idee să facem în episodul ăsta. Să facem un etaj la casa noastră de frunze care am construit-o în episodul, în episoadele anterioare, de fapt, că, nu știu, casa aceea. Îi facem un etaj foarte frumos, dar avem nevoie de mult iron, așa că avem iron chiar foarte mult. Facem două foarfece și uitați câte foarfece avem. O să le combinăm. Trec mașini prin fața blocului, sper că nu vă supără. Se aude foarte nasol, se aude, zici că turuie ceva. Nu știu, așa. Deci o să avem nevoie de multe frunze ca să facem casa cu etaj. Și mult cobblestone, dar cobblestone nu chiar așa de mult și cobblestone nu faci rost imediat de el, adică, na. Așa-i, așa-i prietenașii mei. Și ce vreau să fac în seria asta de survival? Vreau să fac un mega oraș, adică să fie tot construit pe survival de mine. Și ar fi chiar o idee foarte bună, adică să fac un fel de sătuc sau oraș sau ceva, știți? Ok, trebuie să luăm totul. Așa. Perfect, ceva de genul. Trec mașini prin fața blocului. Trebuie să închid geamul din episoadele următoare. Sunt enervante rău mașinile astea, așa e. Wow. Cred că avem destul. Așa, și acum trebuie să facem o scară și îmi trebuie lemn și ca de obicei trebuie să mergem să luăm lemn. Și cred că voi lua lemn fix de la copaci pe care am zburat, adică de la ăștia. Și deocamdată mi lene să le plantez înapoi, așa că va trebui să ne îndepărtăm de casă, nu să-i tăiem pe ăștia, că după aia nu o să mai avem resurse și alte shit-uri și alte shit-uri și o să fie nasol fără resurse, dar tăiem pe ăștia. Gata. Azi. Gata. deci trec mașini prin fața locului și este enervante rău, dar n-am ce să le fac, adică ce să le fac, mă duc la ea și zic, bă frate, nu mai conduc, că eu filmez pentru YouTube, dar tu ce nu înțelegi, nu mai conduc, că eu sunt... Mamă, trece dita mai tiro acum prin fața blocului, ești nebun? Holy fucking shit. Au trecut dita mai tiro prin fața blocului, ești nebun? Asta a fost ciudat, adică mergea parcă avea 100 de kilometri pe oră, ești nebun? Adică se tura motorul foarte tare și era ciudat. Și 19 și 57 de scări. Holy fucking shit. Am făcut din tot lemnul? N-am făcut din tot lemnul. Am făcut așa de multe scări pentru că o să mai vreau să extind turnul, dar în episodul următor, nu acum. Acum nici nu o să mă gândesc la turn. O să mă gândesc doar la casa aia cu frunze din de deasupra turnului. Deocamdată o să mă gândesc doar la ea.
După aia ne gândim și la altceva. Deci, deocamdată să ne gândim doar la asta. Deci nu pot să pun frunze pe ăsta, așa că va trebui să-l distrugem și o să-l distrugem. Sau nu cred că o să-l distrugem, ne distrugem doar asta. Și punem ceva de genul, why not? Ui! Ceva de genul? Sau... Facem ceva de genul după aia și ceva de genul și... Aici facem un nou letaj, dar va trebui să scapam de toate astea. Și o să scap cu mâna, cu mâna mea. Nu o să scap cu mâna, glumeam. O să scap cu lopata. Știu că o să fie cam ciudat, dar o să scap cu mâna și după aia o să mă duc jos să le duc să... la lavă. Avem inventarul full, așa că... Facem urgent un crafting table. O tabletă de craft. O punem aici. Facem rapid un chest. Îl băgăm în inventar. Și ne băgăm repede toate astea. Așa. Așa. Deci, așa. Perfect. Acum. Că a venit ceva de genul ăsta. Aș vrea să fac căsuța asta, nu știu ce, cum să-i zic, căsuță să-i zice, mai zice o căsuță, nu știu, căsuță undeva departe de pământ. Am vorbim așa, zice că suntem în filme, în puie mei, deci, o căsuță așa departe, așa departe de pământ, și de foarte departe de pământ. What the fuck? Căsuță atât de departe de pământ, încât e departe de pământ. De fapt nu e chiar departe de pământ. Uai, dacă pic... Ah, nu era nimic dacă picam. Bă, dar uitați ce mic e. Adică pot să vin pe aici să sar aici. Nu, aproape. Adică e foarte mică distanța. Aici urc atâta. Și aici uitați cât de mică e distanța. Adică nu pățesc absolut nimic dacă sar de aici. De a trece dinamaitirul din nou. Bă, dar ăștia merg cu tirurile prin oraș. Adică ai voie să mergi cu tirul prin oraș. Like, e prea mare cu tirul prin oraș. Știam că cu tirul se merge doar pe autostrăzi. Asta știam eu. Dacă mai nou poți să mergi cu tirul prin oraș, înseamnă că eu sunt foarte normal. Cred că mi-am pus acolo un stack de frunze, că n-aveam atât de puține ea. Da, ce v-am zis. Stau aici. Vă pot să cobor și jos dacă mă gândesc ca lumea. Bă, și aproape am terminat și episodul acesta. Adică nu aproape. Că am filmat de 7 minute, dar aproape am terminat ce trebuia să facem în episodul ăsta. După vedem. Găsim ceva alternativ care iară trece prin casa aia. Oricum, casa e deja părăsită. Nu mai știu de ce am făcut-o. Adică, nu casă. Turnul ăla, adică prelungirea la turn, deja e părăsit. Da, și cam așa ar trebui să arate foarte frumos, deci chiar arată... Chiar ia să vedem cum se vede de jos. Ia, uau, ce frumos, ce frumos! Da, deci gândiți-vă la asta, toată chestia asta e construită pe un fucking turn, deci un turn aici, și chestia asta e construită pe un turn. Vă dați seama ce imaginație am putut să am, pe fucking survival. Da, nu cred că o să nimeresc acolo dacă sar de aici și nu mă risc. O să mergem ca lumea. Cât timp am jucat cu Scurio Statistics? 5 ore. Ua, ua, ua. Distance by marca. Jumps. 3000 de sărituri. Water taken from banners cleaned. Wait, what? Chestiile alea sunt chiar toate pe zero? Adică eu în 20 de episoade n-am reușit să completez aproape nimic din aia? Aproape. Aproape, bitch. Aproape. Da, și să închidem... Ah, e închisă ușa de la mine. Ia să ne uităm de aici jos. Cam cum arată ce am făcut noi în fucking 20 de episoade și în 5 ore de joc. Doar 5 ore de joc. Puțin. Adică nu joc off-camera, asta e faza. Ia. Wow. Deci în fucking 20 de episoade noi am făcut toată chestia asta. Wow.
Nu că ar fi puțin 20 de episoade, destul de mult 20 de episoade, dar zic ca idee, am făcut destul de mult și asta chiar apreciez, că a stat alături de mine 20 de episoade. Ia. Acolo aș vrea să fac ceva schimbări, să pornească o chestie de acolo din mijloc, dar în episodul următor, rămâne pe episodul următor, dar fraților, sper că v-a plăcut acest episod din Minecraft Survivor. Da, eu am fost Raul și ne vedem data viitoare. Bye, bye!